În urma unei analize realizate de Prefectura Buzău în legătură cu situația clădirilor administrative și a unităților de învățământ din județul Buzău, care prezintă risc în cazul producerii unui seism, a fost stabilit că nu există nicio școală încadrată în gradul 1 de risc seismic. Nu avem clădiri administrative sau clădiri cu destinații educaționale care să se afle în risc de seismic gradul 1. La nivelul județului avem astfel de clădiri, dar sunt în risc 2, iar în ceea ce privește unitățile de învățământ, multe dintre acestea sunt în situații de conservare și nu se desfășoară activități de învățământ în el. Potrivit autorităților, primăriile din județ vor trebui să realizeze o inventariere a imobilelor degradate. Înainte de chiar în 1905-1910 și se va analiza dacă acolo mai sunt condiții pentru a se desfășura activități și dacă există oportunitatea și necesitatea de a fi consolidate sau efectiv scoase din urmă. Recent, reprezentanții prefecturii au participat la o videoconferință convocată de către ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Educației, Ligia Deca, precum și ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otila. În cadrul întrevederii s-a pus accent pe analiza situației clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile din sistemul de învățământ, raportată la manifestările seismice din ultima perioadă. Tot în cadrul videoconferinței, ministrul Ceche Otila a prezentat stadiul implementării proiectelor depuse de structurile MAI, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.